Salutare vulpițelor și vulpișorilor, bine v-am regăsit la un nou episod de Opening, suntem aici alături de Houdini. Salutare, salutare! Salutare, Aurel, îți mulțumim pentru cont! Salutare, Alex23 Savin, care este prietenul lui Aurel! Salutare grupului de vulpițe și vulpișori! Vă salutăm pe toți! Da, exact! Și pe Houdinașii salutăm, desigur! Pe toată lumea, pe tot Easy Clan-ul îi salutăm, indiferent de ce animal sunteți! Adevărat! Până și pe Dynamike ăsta care este bucătar și sare cu ardeia în mână. Nu mai obosește, Dynamike! Măi, bucătare! Îmi faci puțină foame când te văd așa. Ia uite, el are 2 ardei în mână și tot sare ca un pinguin. Da, ce tare! Și sunt de pe contul lui cel mai mare, care are 13.000 de trofee! Forță, mă! Tu vezi Foxy care oala cu supă în spate? Băi, Houdini, prinde-i oala aia că mi-e foame, mi-aș pune și o farfurie să-mi depras. A, înțeles. E supă de ceapă asta? Nu știu, pare ca și cum ar fi o ceapă în spate acolo. Păi auzit de ciorbă de ceapă? A, da, e o ceapă, chiar e o ceapă. E ciorbă de ceapă. A, ok, ok. Am auzit că e o delicatese, dar n-am mâncat niciodată. O fi, cine știe. Bun, hai să începem opening-ul. Da, nu știați că o să facem opening, dar o zis acum Foxy direct. N-am hai să începem opening. Am zis că este un episod de opening. Ai zis de început? Nu da. Mai știu. Deci like, share și subscribe. Ca să pice ceva, haideți să le arătăm, Foxy. Hai să le arătăm. Nu le arătăm? Houdini, de ce îmi face asta? Mai sunt încă 2 brawleri, dar nu știm care. Nu o să le arăt care. Așa. O să le arăt la final. Deci mi-am pus mâinile în cap. Și... începem opening-ul sau? Da. Te rog, Houdini, nu mai intra. Nu mai strica toate surprizele. Dacă are un free box. Dacă are un free box. Mamă, Houdini! Dacă are un free box, are și un free box. Îl lăsăm la final și pe asta. Nu știu ce să zic. Îl lăsăm la final? Hai, îl lăsăm la final. Da, că poate pică ceva prea din free box. Prea lungi în suspans. Ok, și deschidem acum brawl box-urile la început. Ia sau? Ia mâna de pe mouse-ul meu, că o să deschid eu. Foxy, așa. Dar e mouse-ul meu. Nu contează, eu sunt urită cu noroc. Ok, hai să vedem. Okay. Dacă ai norocel. Hai să încep. Cum era să pice exact din prima cutiuță? Păi nu știu că ai atins cu prima dată. Auză, deci... am hai înțeles. Să vedem. Ok, până acum am văzut puncte pe Sandy. Ce e bine. Opa! Da, multe puncte pe Sandy, totuși. Cam multicele. Da, deci e clar că o are pe Sandy, evident. Da. Hai să vedem. 45. Păi da, până acum n-a dat niciun bonus. Nu știu de ce. Numai puncte pe Sandy, văd. Da, chiar numai puncte pe Sandy. 3 gemuri! 3 gemuri, forță. Stai să văd eu ceva. Opa, 44. Mai are ceva, mai are ceva de strâns. Poate luăm și ceva frumos. Ar fi ceva. Mamă, dar pe contul celălalt pe care ai făcut opening, Foxy, cât noroc a avut? Mamă, foarte mult. Vai, ai, dacă ai, nu ai, v-ați ai. Uitat la episodul anterior în care am făcut opening, am picat-o pe Sandy. Mamă, da? Deci o picat legendară, 2 brawleri super rari. Plus, și 3 gemuri acum. Acum 3 gemuri și plus o groază și o groază de gemuri pe episodul ăla. Au mai cumpărat Foxy și skin-uri. Fai de capul meu. Deci neapărat să-l vedeți și pe acela. Orice episodul. Opa. A fost cel mai norocos cont pe care l-am văzut eu în ultimul timp. Da, n-am mai avut de mult atâta noroc. Noroc legendar. Adevărat. Ok, 35. Hai să vedem dacă și aici o să am norocul ăla super șmecher. Bine ar fi să-l am. Sperăm, sperăm. Un tichet. Sper ca unul din cei 2 brawleri să pice și a picat Max. Ce tare! Mama mia! Și mitic. Direct brawler mitic. Forță cu Max. Deci pot să zic că am avut un noroc mitic în acest episod. Adevărat! Și o să dau și meciuri. Adică nu m-am jucat deloc cu el. Cu ea, că este o fată. Cu ea, măi, nu știu, tot timpul e în curb. Pentru că m-am jucat doar acolo la să-l încerci. Știi, fără să-l ai. Am în sfârșit. Direct am văzut puncte. Direct puncte. Bă, dar primește puncte pe Sandy foarte multe. Înseamnă că pe ceilalți i-are maxați. Asta cred și eu. De asta primește multe. Mamă,
un tichet. Vezi cum arată iconițele, ce amuzante. Da. Mi se pare amuzante iconița lui Max. Acum dacă mi-a picat și celălalt brawler. Mamă, e forța rău de tot. Buchete. Ar fi tare, nu? Da. Înseamnă că ar avea după aceea toți brawlerii. Și m-aș juca cu amândoi, deodată. Hai, te joci cu amândoi deodată, dacă e. Păi, ce tare ar fi să mă joc. Să inventeze cumva, să te joci cu mai mulți brawleri deodată. Mă, ce idee de episod mi-a venit acum. S-o rețin. Încă 5 gemuri, nice. Băi, cât de tare. Începe să se lase acum cu multe gemuri primite. Și 200 token doubler. Cred că e două oare sau a treia. Nu, a treia, cred. Cred, nu sigur. Numărați voi pentru noi. Așa. Încă 22 Foxy. Deci șanse încă există să mai pice și celălalt brawler. Încă un tichet. Eu mă bucur că l-am picat și pe ăsta, adică super. Da, păi oricum l-ai picat pe cel mai bun din... Oh, și 12 gemuri. Ce tare! Forța! Bă, câte gemuri am! Nice! Ce nebunie! Nebunie, frenezie! Deci se pare că și pe contul acesta am super mult noroc. Da! Deci, mama mea, cât noroc! Da! Două tichete, eu forță! Eu o să fiu Foxy vestita în toată țara la opening-ul. Opa! Bun, nice! Mai încă 14 cutiuțe. Încă 14, să vedem. Și un tichet, nice. Haide, haide, Houdini, ce pică? Oh, încă 5 gemuri. Uite, pică și multe gemuri, tu da. Vezi? Da, îți seama că înainte au picat 12. Man, deși nu vine să cred de mișto lui. Da. Nu știu, e foarte tare. Mai pică? Ce zici? Eu zic că mai pică. Mai pică Bea. Ar fi bine să mai pice. Albinuța. Două tichete, nice. Am foarte multe puncte pe Max. Adevărat, da. Dar tu zici că e fată, mie mi se pare că numele Max... Nu, este fată, sigur. Știu că este fată, dar zic că numele nu mi se pare că îi s-ar potrivi neapărat. Acum și-au ales și de la Supercell numele. Asta nu știu de ce i-au pus numele ăsta. Poate citesc ei Max mai feminin, gen Max. Știi? Să nu exagerăm totuși, Foxy. Încă 3 gemuri. Ce tare, bun, vine să cred. 72 de gemuri deja ai strâns. Mamă, de la 40 și ceva. Și 200 token doubler iarăși. Hai să vedem aici. Stai mă, că avem și freebox. Ce nebunie. Mamă, dacă mai pică ceva și din freebox-ul ăla. Două tichete. Deci pe contul acesta le-am văzut aproape pe toate, deci cât de tare. Au și încă 200 token doubler. Am văzut și brawlerul nou, am văzut și foarte multe gemuri, tichete, o grămadă de chestii. Avem și freebox. Mamă, deci dacă un complet, mi-ar mai fi trebuit un megabox și chiar ar fi fost acumul. Adevărat, dar după aceea ai fi deschis chiar toate. Chiar tot ce se putea deschide. Încă un tichet. Mai pică una singură, ce zici? Poate, nu știu, hai să vedem. Poate pică din freebox, ar fi o chestie. Ar fi ceva, da, să pice și din freebox. Eu am picat până acum de două ori din freebox. Știu, dar eu nu. Așa, hai să vedem freebox-ul. Deschideți și pe ăsta. Și ia să vedem 15 bănuți. 5 puncte pe Max. Și cam atât. 15 Sandy și cam atât, da. Deci n-a fost să fie. Hai să vedem dacă avem bani de vreun skin. Da, ideea asta, uite, de Dynamite. Ei, ce drăguț, că pe ăsta oricum l-am luat pe contul celălalt. Da, altceva nu prea poți să iei. Deci cumpără-l pe ăsta, da. Dynamite. Cumpără-i skin-ul ăsta de Crăciun pe Dynamite. Uhu! Moș Dynamite. Deci avem două chestii super tare aici. Forță, forță. Stai să-l schimb aici, să-l pun să se vadă. A, da, acum, oricum mai are skin pe Dynamite. Mai are un skin pe Dynamite? Păi ăsta cu piperul, era să zic clar, de fapt, da. Unde-i Dynamite, că nu-l văd? Nu știu, e pe undeva pe aici, uite-l. Uite aici, facem parada, câte are. Oh, mai are unul, ia uite. Nu, stai cel normal. Asta e cel normal, da, am crezut că e alt skin. Deci, practic, are două skin-uri. Acum, da, de acum o să aibă două skin-uri. Ia ce mișto, ia ce mișto. Mamă, Moș Mike. Aici, vezi?
L-a băgat pe Rico la ghiozdan. Ok, Rico ăsta băgat aici? Sau nu știu, că nu se vede ca lumea. Bun, și bineînțeles să mă pun cu Max, fetița Max. Unde este Max? Uhu, ce frumos arată aici. Uite, măi. Fă upgrade pe Max. Uite, măi. Ai văzut că și eu băut energizantul. Da, îi place energizantul. Mama, power 4, 5, 6. Oh, forță. Ce tare. Am mai avea puncte, că mai aveai bănuți ca să mai cumperi. Ia uite, măi. Ce nice. Tare, uite. No, bun, hai să vedem pe ce hartă să mă pun. Hai de pe solo. Sau poți să te duci la aia cu cadourile. Ori pe solo, ori la cea cu cadourile. Cred că este a tu ei să fugă foarte repede, nu? Da. Cam asta era. Bine, cu ultima ta se mișcă mai repede. Pune pe ea cu cadourile. Cu cadourile? Sau mă gândeam la fotba. Pe aceeași chestie oricum. Dar cu cadourile asta este limitată. De fapt, da. După aceea o să fie scoasă, așa că mai bine te joci la asta. Că practic e aceeași chestie, numai că aici aduci cadouă, nu duci mingea. Dar cred că te las pe tine să te joci, că m-aș juca eu la Power Play. A, da bine. Că la el pot să mă juc la Power Play și vreau să văd să... Ok, atunci hai că dau eu primul match și după aceea... Aolo, se mișcă! Este modul ăsta urât în care se mișcă barca! Se mișcă barca! Mamă, ce urât e modul ăsta! Dar chiar de fine, Max! Aolo! Mama mia, vine Bibilica. Vine după mine Foxy Bibilica. E foarte grea harta, mai ales că se și mișcă. Da. Oricum e grea ea de obicei, știi? Dar acum se pare și imposibilă. Și au bi. Aoleo. A, da, ce tare. V-ați întâlnit pe hartă. Da. Cei doi brawleri s-au întâlnit. Cei doi brawleri ultimii băgați în joc. Cele două gagici, da. Da, că să știi că am două sunt gădici. Aolo. E acolo, cu ultima ta, n-ai apucat. Da, n-am mai apucat să mai dau. Vezi că vine albinuța. Acum are un rând viu și vin. Și Ems vine. Dă-i la Ems, că e ultima ta acolo. Mamă mia, mă bate Ems. Mă bate cu ultima ta ei. Mamă, și acum ne fură. Nu ne fură cadou. Nu fură cadou. Dă-i. Scuze, dar nu pot să-mi fur cadou. Du-te pe albinuță. Trebuie să furăm și noi cadoul lor. Nu la Bibi, că îți dau o bută de te plimbă. Aoleu. Ok, că stau acolo. Da, sticăloși ăștia. Mama, nu știu ce să faci. Mama mia, ce fuge Bibi. Căsai, o luat și la cadoul nostru? Nu, e jos cadoul nostru. Dar pare că s-ar mișca. Nu, se mișcă din cauza la corabie. Ah, da, ce confuzie. Mama mea, dar chiar e dubioasă faza asta. Dele. Mama, prea greu. No. Prea complication. Nu, m-a bătut cu ultima ta. What? S-a băgat ultima ta acolo și la mine. Și s-a terminat timpul, oare ce se întâmplă? Nu dispar toate astea. Ba da, dispar astea și... Nu vor mai fi pereți, ca și la fotbal. De fapt da, corect. Eu n-am ajuns așa. Și dacă nu câștigă nimeni nici atunci în timpul ăla, practic o să... Fie remiză. O să fie, da, o să câștigăm ambele echipe. E ultima ta. Uite, overtime. Aveți grijă acum. Uite și fugi. Așa, fără-le cadou, aruncă-l. Da, n-apuc. Aruncă-l. Am încercat, dar degeaba. N-am nicio șansă. Măcar și cadoul nostru este aici. Da, e regulă. Cred că o să se termine egalitatea, eu așa cred. Oare? Da, nu știu, numai dacă reușim să-i batem pe ăștia de aici. Acum. Încă o bucată, nice. A venit cu imunitatea full. Da, și vine asta după mine. Mi-a dat bucata. Din păcate. 3, 2, 1. Nu-l fură, că e 8-bit aici. Bravo, o să mai prelungi cu 15 secunde. Da? Da. Ai. Oleu, că dau ei gol. Prea complication, n-au cum, că mai au 5 secunde și cadou nostru e aici. Deci, practic, o să se termine egalitate. Nici o echipă nu a reușit să câștige. Da. Ia uite, draw. Da, totuși... Și 8-bit a fost star player. Oricum, a apărat foarte bine acolo.
Forță. Mamă, cum a fost. Și acum vrei să te joci la ce vrei să te joci? Power Play. La Power Play. Acolo la învingător, la... Nu. Ba da, câte este acum la Power Play. Ah, e ăsta, Brawl Ball ăsta. Da. Oh, interesant. Și tot cu Max vrei sau cu altcineva? Da, să văd exact cum se... A, înțeles, poți doar cu cei cu Star Power. Noi să vedem atunci... Adică gen Shelly... Pe cine să aleg? Bo, Colt, El Primo... Nu știu, alege pe cine vrei. E greu când ai atâtea variante. Pam iarăși, uite. Cu Shelly. Cu Shelly? Ok. Da, că dă foarte... Are și skin-ul ăsta, ia uite. Aaa, de vrăjitoare! Opa! Să vedem aici. Aici e foarte greu. Ar trebui să fie foarte greu, da, pentru că aici sunt doar cei mai buni dintre cei mai buni. Da, deci s-ar putea să pierd pentru că e greu. Dar măcar, nu știu, eu n-am mai jucat niciodată la Power Play. Cred că am mai jucat tot așa pe un singur episod, dar așa, tot un match, deci n-am apucat să exersez, ca să zic așa. Mamă, ce e aici, Foxy? Ai. Băi, era încercat. Acolo nebunia de pe pământ. Am încercat eu ceva, dar nu mi-a ieșit. Ok, să vedem. Uhu! Aoleu! Mama mia, se duce Mortis, s-a dus Mortis. Mamă. Uai, că poate reușesc. Ai. Primul ăsta, dar nu s-a băgat. Are și numele Rambo. Da, e destul de greu. Mamă, dar vine ăsta, acum se bagă. Nu, să nu. Se bagă la gol. Să nu lăsăm niciunul. Mortis s-a dus. Da, echipa mea mi se pare că e bună. Adică jocă bine cei din echipa. Și... Oh, no. Poate? Poate acum? Dai o pasă. Vreau să dau. Hai, du-te și dai golul. Ce faci? Na, n-a mers. Mai bine îmi dădeam pasă. Sincer zic. Ai. Aoleu, mă. Au, cum stătea la acolo ascuns. Să nu mă aștepte. Stătea la acolo în buș. Uai de capul. Mamă, dar l-a prins pe Mortiselul. Ai văzut ce i-a dat brocul? Da, foarte bine. Da, a fost atât de aproape să dăm noi un gol. Da. Aoleu, aveți grijă. El primo. Aoleu, no. El primo, nu se poate. O dat golul El Primo. Ce că Rambo ăsta e dubios. După lume, știam că o să joace bine. Mamă. Bun, a murit, haide. Haide, Flavius. Dai golul. O fi român? Ăla, nu cred. E scris ciudat, Flavius. Deci aveți acum 1-1. Da. Hai să vedem. Mortis, du-te aici. Că trebuie să dau un gol aici. Aoleu, dai golul, Flavius! Haide, bă! Bravo, Flavius! Forță! Uite, mă, că o ieșit iar. Dar nu vă dă puncte din astea cineva? 0-0-0? Nu-ți dă nimica? What? Nu înțeleg. Apa, da, uite, acum plus 30. Înseamnă că abia ați 0. A, dar tu vezi ce mișto arată iconița? Da. În modul ăsta? Arată altfel, da. Mamă, eu zic că a fost super șmecher episodul acesta, așadar apăsați butonul de like, distribuiți să vadă și prietenii voștri, așa, și subscribe, adică să vă abonați că postez în fiecare zi episoade. Instagramul meu este foxy.insta și al Houdini. Houdini.insta, rupeți acolo pe ambele butonașul de follow, iar ca de fiecare dată noi ne reauzim pe următorul episod. Pa, pa! Pa, pa!